Dimineața. E destul de haios să zici că eu sunt pregătit să zic bună seara. Bine ați venit! Unul din motivele pentru care sunt aici e pentru că azi e noaptea galeriilor. Și tendința în ultima vreme în societatea în care trăiesc e să împing arta după 12 noaptea, știi? La zombie. Bun. Eu o să vă fac o prezentare care va fi lungă, dar e bazată pe imagini. Deci nu e așa de painful. Și pe urmă salvați întrebările pentru final, dacă sunt, da? Deci ăsta e un desen al meu când aveam 6 ani și după expresie și compoziție eram foarte bun. Asta sunt eu când am terminat facultatea și după expresie și compoziție eram foarte boring. Deci între astea două lucruri s-au petrecut o școală generală de artă, un liceu de artă și o facultate de artă. Și e destul de interesant să spun întrebarea cum cineva care are o capacitate intră într-un sistem care ar trebui să educe mai tare capacitatea aia și în loc să o întărească, o stinge. Bun, deci am terminat facultatea în 1985. Și mi-au trebuit ani de zile să ies din boring-ul ăla și să mă reîntorc cumva la, să spunem, nu un talent nativ, dar o stare pe care în general copiii o au. Și drumul ăsta a fost așa, ieșirea din două dimensiuni în trei și apoi în spațiu de galerie. Și acum mai nou, într-un teritoriu mult mai larg, care e internetul. Bun. Asta e imaginea aeriană a Europei în 1985, iar Gaura Neagră de lângă Marea Neagră e locul unde am fost eu educat. Asta era realitatea. Deci nu că nu se găsea salam, nu se găseau cărți. Așa arătau oamenii cu care... Și asta era visul dictatorului care a ajuns să existe în piatră. Bun. Ce ați văzut dumneavoastră era realitatea care, teoretic, eu în școala de artă ar fi trebuit să o reprezint, pentru că asta era educația românească și în continuare. Îți exersezi o dexteritate de a replica realitatea. O realitate asta nu putea fi arătată. Și era vorba de realitatea asta. Asta domină. Deci imaginați-vă că ești educat să spui adevărul și ăsta era adevărul oficial. Ăștia erau pictorii oficiali, ăia răi, și ăștia erau ăia buni. Deci eu am crescut într-o cultură conservatoare. Și acum e la fel. Cu mici excepții. Well, era o cultură controlată. Deci orice fel de expresie era cenzurată. În zona mea de arte vizuală erau 3 comitete de cenzură. Deci tot ce expuneai în platformele clasice, galerii, nu? Trebuia văzut de cineva care să spună dacă e bun. După opinia lui, ei, deci comitetul, primul era un comitet al artiștilor, colegii mei, al doilea era comitetul de cultură al orașului, de obicei era un bou, și cel mai tare era comitetul Partidului Comunist Român, deci factorul care decide ideologic, de obicei era o vacă. Și trebuia să treci prin lucrurile astea care erau
era umilitoare. În fine, un întreg exercițiu a fost pentru mine, pentru generația mea, eu am 53 de ani, acum sunt născut în 1961, în același an în care a fost ridicat zidul din Berlin. Deci eu sunt produsul unei Europe divizate. Bun, deci exercițiul a fost să găsești spații în care să te poți exprima mai liber. Și unul dintre ele era pe câmp. Asta e o performanță făcută pentru aparatul foto. Deci nu au fost martori aici, decât prietenul care făcea poză. Și era pe ideea asta, well, mai poetică, a unei renașteri din natură, din copac. Și al doilea spațiu a fost acasă, home, în apartament. Deci acolo unde nu cereai voie, deci nu trebuia să întrebi pe ăla de cenzură dacă e bine sau nu. Și asta e apartamentul în care trăiam la vremea cu soția mea, la Oradea, împachetat în hârtie și desenat tot. Noroc că nu era mare. Well, ideea era că subiectele, sau să punem altfel, asta se întâmplă în 1988, era ultimii ani a dictaturii, lucrurile se destructurau văzând cu ochii, comedia era cât casa, era o Românie gri. Ceea ce e foarte interesant, eu nu știam la data aia că există un întreg curent artistic care se cheamă apartment art, folosit de sovietici, de ruși, în anii 70. Și acum, punând lucrurile în perspectivă, e foarte interesant că și astăzi există. Nu a fost de curând un festival al teatrului, sau un festival al apartamentelor, artă și teatru. Dar astăzi nu mai din cauza cenzurii. Astăzi lumea folosește aceleași replieri pe teritoriu intim din cauza banilor. Și a unei structuri birocratice care... Deci sunt interesante revenirile la o practică, dar din unghiuri diferite și o să, de-a lungul prezentării să mai vedeți. Bun. Asta e expoziția pe care am făcut-o împreună cu colegul meu Rudy Bone de la Oradea, la București, în noiembrie 1989. Mai era o lună. Și deja sistemul era cumva, noi n-am imaginat un viitor. La vremea aia nu mi-imaginam că lucrurile se schimbă. Dar asta era o galerie, acum e un pub de jazz, Galeria Orizont. Și pentru că n-avea vitrină la stradă cum aveau toate, puteai să expui ceva mai puțin ortodox. Eu făceam desene la data aia și colegul meu, sculptor, făcea sculpturi din nisip. Ce vedeți dumneavoastră acolo, ba pusese și pești vii. Venise la de la cenzură, nu înțelegea nimic. Și bine, dați-i drumul, știi, toți, nu mai avea nimeni niciun chef, dați-i drumul, dar să nu faceți mare scandal, nu știu. Să nu spuneți, să nu puneți afișe, ceva de așa. În fine, eu nu am fost un dizident și nici un tip foarte curajos. Împreună cu grupul de artiști cu care am acționat la Oradea la vremea respectivă, n-am căutat decât să delimitez un teritoriu în care mă pot exprima, nu să-l sparg, să-l forțez, numai să știu unde e limita ca să mă joc pe limita aia. Și atunci desenele mele sunt personajele alea care se țin așa cu trei mâini, se chema Singur și Gri și asta era în timpul oficial, țara în care trăiam sau societatea era numită Epoca de Aur. The top of the pop. Deci eu am fost în utopie, în maximul pe care societatea umană îl va putea da vreodată, în vârful, the end station. Era fericirea pe pământ. Asta era oficial și atunci, de câte ori articulai un titlu sau o imagine care nu corespundea cu aia, puteai avea necazul, dar ele în sine nu erau dizidente. Erau doar o idee de a reflecta o stare, fără să spui direct. Și asta a fost marea problemă a creației românești în general, în special la film. Oamenii au învățat să facă aluzii și când a venit vremea să spună direct, nu știau cum. De asta au succes tinerii care spun 4, 3, 2, 1, da? Ăla ți-ar fi spus 10 minus 5, poate că să vedem, știi, încep. Bun. Deci toată realitatea de care eu v-am spus acum a fost schimbată de oamenii ăștia. De oameni, adică de corpuri, de oameni pe stradă. Deci indiferent ce teorie o să auziți sau de conspirației,
lovituri de stat, influențe underground, obscure, masonice, Mossad, CIA, KGB. Realitatea este că pe stradă în România niște oameni au ieșit și au fost împușcați. 1200 au murit, 5000 au fost răniți. Ca noi să putem discuta în clipa de față. Well, și Gagiu, ăla care se întâlnea cu the bad guys, dar și cu the good guys, da? Ăla e Nixon, președintele Americii la București, și aia e regina Angliei, care l-a plimbat pe dictatorul român cu caleașcă. Asta ca să vezi un pic raportul internațional, când e vorba de realpolitik, se și vede în Siria azi, nu contează ce face el acolo. Sau... Bun. Deci ăsta e singurul dictator din Estul Europei care a fost eliminat de propriul lui popor, a fost executat. Restul a murit în pace. Iar de dictaturile de dreapta, cum e Pinochet din Argentina, ăla a murit la Londra, în azil. Bun. Deci corpurile astea care mi-au schimbat mie istoria au rămas pe stradă și tot ce s-a întâmplat după 90 în primii ani, tot avansul ăsta democratic în această țară a fost făcut de oameni pe stradă. Ceea ce se întâmplă și acum. Și pentru mine asta, pentru mine ca artist, a fost un semnal că corpul era materialul cu care istoria a fost schimbată. Deci corpul era ceva important. Și atunci am început să fac, împreună cu colegii mei, prin primii ani după Revoluție, performance. Asta e arta cu corpul. Nu e teatru, nu e dans. E un fel de scenariu pe care ți-l faci ca artist vizual și în loc să folosești culori, folosești propriul tău corp. Și asta era din două rațiuni. Ăsta care vi l-am spus era foarte radical corpul atunci. Știi, să vezi oameni actând, era și pe stradă. Am făcut, era un festival de performance la Timișoara, se chema Zona Europa de Est. Și era Timișoara, era locul de unde plecase povestea, era încă încărcat pe stradă, avea vibrație. De altfel să știți că eu când văd chestia asta pe stradă azi cu La 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 și Lilulu și dă unul jos cu creta și mai trece unul îmbrăcat așa pe stradă pe care s-a murit, deci da, adică toți vor să fie mari artiști, habar nu au ce înseamnă spațiul public și cum a fost ăsta cucerit. Bun. Deci corpul, în afară de că era radical, era ieftin. Eram săraci lipiți, n-aveam bani. Deci ăsta era materialul cel mai la îndemână, da? Bun, și am făcut niște performanțe, ale mele au fost de la început politice. Eu am fost primul om din țara asta care am dat pământul înapoi. 10 centimetri pătrați. Asta era Timișoara. Am împroprietorit românii. Primul. Nici acum, după 20 de ani, nu s-a terminat procesul. Oamenii încă n-au actele. Au primit pământul, dar n-au actul funciar. Pământul ăla care li s-a luat. Li s-au luat 30 de hectare și toată lumea a primit înapoi 5 sau 1. Bun. Asta e un târâș pe care l-am făcut la Chișinău. De fapt, am fost invitat la o expoziție și n-am vrut să expun imagine. Și atunci... am avut un microfon pe cap și mutra în pământ și dacă te uiți, dacă nu ai perspectivă și te uiți în asfalt de la 2 cm, orice crăpătură pare un canion de netrecut. Deci dacă nu ai viziune, te blochezi la primul scuipat. Și galeria nu conținea obiecte, conținea ce spuneam pe stradă când măturam. Iar asta e ceva mai târziu, e un reenactment a unei părți din istoria românească care e controversată și foarte dură. În iunie 1990, puterea politică de atunci a folosit o clasă socială minerii ca să reprime o manifestație a oamenilor de vârsta voastră, așa numitele mineriade. Ori după... asta se întâmpla în 1990, în 2007, când am făcut eu reenactmentul ăsta, deci nu sunt eu, am pus oameni să joace, să stea ca niște living sculptures. Unul e minerul și celălalt e studentul. Deci cel care bate și cel care a fost bătut, dar nu fac niciun action, sunt doar conceptul acestor oameni, pentru că minerii au dispărut ca și clasă, deci nu mai au niciun fel de influență politică, iar studenții nici atât.
nu-i mai scos din cluburi. Deci asta e imaginea de atunci. Well, deci imaginați-vă că trăiește o revoluție în care toți ieșim pe stradă, ăla fuge, dictatorul cu elicopterul și am învins și ne pupăm și suntem un popor și o țară și nu știu ce. Și la o lună de zile, jumătate din noastră îi bat jumătatea el altul. Cum ar veni, ai un viitor comun pentru o perioadă, crezi în ceva și în 3 luni se sparge. Și așa. Și atunci am trecut la performanțe care au fost mai agresive, să spunem. Asta e un, tot la Timișoara, la, expo, la zona de est. Și live am făcut ca o performanță, m-am lăsat tatuat. Pe vremea tatuajul nu era trendy. Era doar jailer, sailor. Așa erau ăilalți. Și eu m-am lăsat tatuat cu numele țării, pentru că era ca un ownership-ul, arătam cine-i patronul, eu nu puteam să scap, erau primele momente când expuneam în străinătate, lumea m-a întrebat ce cu minerii, ce cu guvernul, ce cu... Deci nu aveam cum să ies din contextul ăla, chiar dacă aș fi pictat panseluță. Și atunci am zis, bine, îl iau cu mine, ăsta e, știu, îl asum așa cum e și făcând chestia asta mă pot distanța de el. De altfel a fost interesant că a fost foarte boring ca performanță. Un gagiu, 4 acele trase cu ață, muia în tuș și... Bâc. Și la un moment dat a zis cum arată pe umăr, nu știa, lumea nu știa, n-a înțeles ce se întâmplă. An de zile după mă întrebau, a fost pe bune? Well, da. Deci ăsta a fost un element cu care eu am ieșit din istoria aia și am intrat în istoria de acum. Performance, corpul. Și al doilea element a fost ziarul, media. În România, imediat după căderea regimului Ceaușescu, lumea a putut tipări fără cenzură pentru prima dată în 50 de ani. Deci, eu nu știu ce, dacă ați citit cărți tipărite atunci, nu știți ce capitol lipsește. Orice text care vine din perioada aia nu știe ce cuvinte nu mai sunt. Și atunci presa în România a avut un boom extraordinar, presa scrisă, tipărită. Vedeți că sunt litere de plumb, e vechiul tipar. Și era o efervescență, era ceva fenomenal, în fiecare săptămână mai apărea un ziar, lumea își cumpărea câte un teanc, citeau, era o exuberanță a exprimării. Și era mult mai interesantă decât ce se întâmpla în muzee și galerie de artă, care nu și-au revenit după evenimentul istoric. Deci lor le-au trebuit foarte multă vreme să înțeleagă ce se întâmplă. Și eu am fost atras de asta datorită rapidității. Eu am început să public desene într-un săptămânal din România care se numește Revista 22 și numele vine de la 22 decembrie 1989, e primul săptămânal independent din țara asta și posibil ultimul. Acum totul e cumpărat, aparține de case de avocatură, trusuri de presă, sponsor Gold Corporation. Trebuie să ai nevoie de un sponsor să vorbești despre libertate, nu? Bun. Deci ăsta e un săptămânal independent de dreapta, care mi-a creat o platformă pe care nu aveam în zona mea de artă. Și am început să ilustrez și, de fapt, asta a fost una din școlile mele ca artist. Pentru că trebuia să produc un desen care ilustrează un text pe care nu-l puteți citi acum, că e prea mic, dar desenul ți-l rezumă. Dacă iei textul, el trebuia să rămână ca și semn. Deci avea o dublă funcție, și de ilustrare și de rezumat. Asta e revista. Și pe urmă, vedeți cum arată desenul meu la început, așa mai piții-piții, așa? Și pe urmă, în timp, datorită inerentelor probleme și vitezei cu care trăim, el se simplifică. Asta e despre tabloidizarea televiziunii, nu? Numai dacă ești gol, ești filmat. Sau numai partea asta interesează. Uitați-vă cum vorbesc, iau interviuri și se duce pe țâțe camera. Uitați-vă cum ce în capul
și regizor și Lola de filmează. Bun, și asta e despre coaliții politice. Asta e colecția revistei 22 din 1990 până acum. Deci am legat fiecare an într-o carte și așa arată de când desenez eu 1,5 metri de desene. Acum desenele mele sunt o sculptură. Au volum. Povestea asta pe care o fac, ziarul, a rămas pentru mine o platformă. Deci eu o expun în ziare. Pentru mine un ziar e o galerie de 16 pagini. Și am început să expun în ziare, sau să fac proiecte în ziare din străinătate. Asta e, nu? De la Flower Power la Mercedes. Istoria om. Asta e într-un ziar din Luxemburg. Și asta e un ziar de săptămâna trecută, cum se cheamă, Süddeutsche Zeitung, care e un ziar important din Germania. Și astea sunt inserturile pe care eu le fac în diverse ziare din lume. Câteodată nu am timp să merg la expoziție sau... Și atunci participarea mea sau chiar expoziția în sine e de fapt insertul care e în oraș. Deci eu expun la chioșc. Well. Tot ce vă arăt eu s-a petrecut în timp de niște ani. Și sunt, nu e așa, eu vă explic foarte simplu, lucrurile au fost mult mai confuze. Deci în timp ce eu desenam în primii ani, cam până prin 1997, eu nu am realizat că ceea ce fac în presă e artă. Nu am fost învățat așa, așa cum foarte multă lume în clipa de față, profesori de-ai mei sau așa, nu recunosc că ceea ce eu fac acum e artă. Pentru mine nici mai contează, dar pentru ei contează. Bine. Și în paralel cu ce vedeți aici, eu am încercat să fac artă, dar vreau să o fac la dimensiunile prezentului, când lumea s-a deschis. Și eu veneam ca om dintr-o masă, nu? Dintr-o masă comunistă, egalizată, lumea era gri, nu avea, avea cartele. Deci erai definit de cartela pe care ți-ai zahărul sau... Știi? Nu avea individualitate. Și am încercat să reflect povestea asta, asta e o instalație, Scan se numește, terminată prin 1993. Și de fapt e un perete de omuleț de ăștia desenați cu mâna pe care a aplicat un circuit video care filmează, e un scan care merge în continuu. Așa arată Iacai. Sunt 50.000 de fețe acolo. Și ideea e că ăla, acum asta e o reconstrucție ce vedeți dumneavoastră făcută de, în America, că varianta românească pe care am făcut-o era hardcore, așa. Asta e wireless, aruncă imaginea wireless pe ecran unde poți să recunoști fiecare din caracterele astea. Adică dacă te apropii, vezi că-s diferiți. Deci asta era la începutul anilor 90, povestea cu corpul era un fel de descărcare nervoasă, iar povestea asta era să... mă autentific ca artist. Asta din cauza că am început să circulăm. Instrucția noastră artistică s-a oprit înainte de Picasso, undeva. Și noi când am mers în Occident, arta anilor 50, 60, 70, 80 și 90 de afară, deci istoria neîntreruptă, ne-a lovit deodată. Deci și am devenit așa un fel... eu și soția mea, bulimici, ca să... Deci unde mă placez eu între miile astea de expoziții și expresii extraordinare, da? Unde sunt eu, de unde vin eu? Și ca să știi, trebuie să întâi să cunoști, să le vezi. Deci ca să știi unde te placezi tu acum cu gândirea ta, cu sensibilitatea ta, cu expresia ta, trebuie întâi să cunoști restul lumii. Și am avut niște șocuri cum să răspundem la povestea asta. Lia a răspuns soția mea într-un fel, eu altfel. I-am încercat să întorc înapoi cumva. Și asta e o instalație făcută între până vreo 2 ani am lucrat la ea. Sunt vreo 5.000 de desene, așa e un zid. Și sunt pachete, așa le poți răsfoi. Era biblioteca pe care n-am avut-o niciodată. Și acum dacă intrați în orice bibliotecă mișto din lumea asta... imediat conștientizez că nu ai cum să citești tot și nu ai cum să vezi tot. Deci ești
cumva supus imediat imposibilul ăsta de a avea un overview. Și atunci ce înseamnă? Înseamnă că te bazezi pe context, pe network-ul tău, pe prietenii tăi, pe oamenii în care încrezi să-ți selecteze din povestea asta. La ce te uiți, știi? Bun, deci eu, asta e terminată în 1992 și artistic vorbind, asta e o capodopera mea. Am avut un mare succes, ea a fost expusă și în străinătate și la fel un mare succes, cumva la 30 de ani, numai că trăiam în România, asta e 1993, sărăcie Lucie. Nu existau, instituțional vorbind, nici acum nu se stă prea bine, dar atunci era chiar, nimeni nu avea bugetul să facă lăzi în care chestia asta să intre și să plătească asigurări. Arta, dacă o muți de aici până acolo, trebuie să o plătești. Și lăzile costă vreo 4.000 de euro, asigurarea vreo 20.000 sau 15. Nu putea plăti nimeni. Și nici instituția occidentală capabilă, nu eram destul de cunoscut. Ori eu și soția mea, noi tot timpul am visat că pentru noi arta era aia cu care acopereai globul, circulai în cap, tot timpul era internațională. Era... Bun, și eu făcusem capodopera asta și eram blocat cu ea acasă. Deci, nu puteam să expun, eram supus. Și acum e o birocrație infernală aici, dar rămite în anii 90. În fine. Și a trebuit să am o decizie, ce fac? Deci eu vreau să fiu prezent pe piața internațională, nu pe strada mea. Și decizia s-a venit în timp, greu, și a fost așa, eu vă arăt în două slide-uri de la asta, direct pe zid. Deci am renunțat la hârtie și la capodoperă. Și, nu, asta e despre fizică și metafizică, despre sfinți și despre foame. Și la asta o să rezonați și noastră că e... Asta e, toți facem ce trebuie să facem. Și... deci... Am avut diverse încercări, dar asta a fost formula. Și când m-am stat bine pe ea, am câștigat libertatea asta. Deci eu pot să plec mâine sau peste oră, oriunde în lumea asta, oriunde. Am două carioși sau poate o dată de cretă și mă descurc. Deci duc arta cu mine și o fac pe loc. Deci nu-i mai fac forme de export, nu mai întreb pe bou de la graniță, nu mai cer voie la nimeni, nu mai completez formularul nu știu care. Și nu mai înțeze inima că n-ajunge lucrarea la timp. Că e blocată în vamă. Bun. În plus, nu depind de nimeni. Deci nu am nevoie de tehnicieni să mi-o instaleze, nu am nevoie de nu știu ce, să aștept că nu e ăla cu cablu. Că... Mă duc pe perete și desenez. Și mai un aspect care a venit în timp, în general în artă era așa. Toată lumea dintr-un muzeu era plătită, portarul ăla care îți dă bilete, ăla care supraveghează, curatorul, dar artistul care expunea nu. Era singurul care nu câștiga de pe urma expoziției lui. Ori acum eu negociez în felul următor și din asta trăiesc eu. Zic, care e cel mai tare specialist în muzeul vostru? Nea X, care e bun la... Zic, cât îl plătiți pe oră? Atât am dat și mie, că sunt cel mai bun specialist să-mi instalez propria lucrare. Well, deci am ajuns pe ziduri. Asta este cel mai mare zid de la cel mai mare muzeu de artă din lumea asta. Muzeul de artă modernă din New York. Deci am făcut o decizie undeva prin 1994 și 5. E primele ziduri pe care le-am desenat prin 95. Și în 2007, 10 ani mai târziu, am ajuns pe cel mai important zid din lumea asta în arte. Deci proiectele mele așa încep. Încep cu un spațiu, cu un zid gol sau un spațiu gol. Și timp de o săptămână, două, trei, de fapt acum nu mai am timp, timp de o săptămână, îl umplu cu comentarii politice sau sociale din momentul în care eu fac acel proiect. Deci ce se întâmplă în lume, în momentul ăla, ce se întâmplă în
orașul în care sunt și în instituția în care sunt. Și sursele mele vin din mass media, deci eu sunt plătit să mă uit la televizor sau să citesc ziare. Din media, din observarea locului, orașului unde, și din discuțiile cu oamenii din jurul instituției. Eu nu fac cercetări serioase. Eu sunt absolut conștient că nu poți să mergi în rezidență 2 luni în Brazilia și după 2 luni știi tu adevărul despre Brazilia ca să o desenezi. Nu, cum. Eu stau în București de 20 de ani și cunosc secțiuni din acest oraș. Pe chestia asta nu știam, de exemplu. Așa că lucrez cu stereotipuri, cu ceea ce lumea știe despre cultura în care sunt, despre cultura din care vin, despre lucrurile care se întâmplă în momentul ăla și pe care de-aia mainstream media, pentru că lumea poate să identifice povestea aceea acolo. E adevărat că în ultima vreme sursele de informație sunt mult mai diverse acum cu internet, cu bloguri, cu Facebook. Deci poți să compari în permanență ceea ce mainstream spune cu ceea ce spune alternativ. Și asta e deja interesant. În fine. Deci cam asta e. Să umplu și oamenii... În fine. E o combinație asta. Publicul începe să-și regăsească desenele sau imagine în care, cu care se identifică. Deci asta e rezumat ce fac eu. Între local și global sunt. Eu sunt născut la Sibiu, în Transilvania. Sunt un vampir local și ca să fii global îți trebuie mai mulți dinți, e mai mult de subt. Deci asta fac, mi-am inventat dinții ăștia timp de 20 de ani. Deci cine are microfonul are puterea, restul ascultă, nu? Astea sunt subiectele mele, ce fac puterile care... dominante, care schimbă ordinea lucrurilor, nu? Ce-i dincolo de politica asta americană? Ce înseamnă naționalism în Europa când toate steagurile sunt făcute în China? Da? Ce mai înseamnă asta, statul-națiune? Well, ce face Rusia? Well, libertate, nu? Despre asta e subiectul de azi, nu? E amuzant, dar gândiți-vă câți dintre dumneavoastră sunteți libere. Sau asta, adică asta e condiția. Blugii rupți sunt mai scumpi. Sau vreți să sperii copilul? Îmbracă-te într-un director de bancă, nu? Asta despre cultură, că contează din ce în ce mai mult numele celui care face, nu ceea ce face. De altfel, despre arta contemporană, vei citi în ziare doar despre prețul cu care s-a vândut pictura, nu ce e în pictură. Well, societatea controlului. Nici nu mai avem o problemă cu asta. Eu sunt prieten cu un artist francez, Auguste Dormeil se numește el, și el face, unul din proiectele lui e că face hărți ale orașului Paris în care nu ești filmat dacă ocolești toate astea camerele. Treci prin Paris și nu știe nimeni. Deci eu sunt generația cu book, știi, cum deschizi așa și e un 3D, intri înăuntru și acum sunt în Facebook, nici nu mai ai nevoie de conținut, nu mai comunici. E live. Lumea de azi comunică prin imagini foarte mult, dar nimeni sau foarte puțin sunt instruiți să comunice cu imagini. Câți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă dacă în poză sunteți mai mic sau mai mare, în stânga, în dreapta, sus, jos? Câți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă raportul pe care îl aveți dumneavoastră într-un spațiu închis sau deschis, nu? Uitați-vă un pic că lumea nici nu mai știe până unde e intim și de unde e public când își face un selfie în baie, într-o oglindă. Adică sunt foarte interesant. Ajunge să comunicăm cu ceva cu care nu-l stăpânim. Dar din comunicare înveți, bineînțeles, și în Facebook sau Twitter sau asta înveți de la celelalte mesaje.
Deci cumva e un popular school, așa. Deci istoria vieții noastre, erați mici și dorea să fiți cosmonauți, nu? Și după a trecut viața și... What the fuck? Ce am vrut eu să fiu? Deci eu desenez pe ziduri, ce ați văzut dumneavoastră, desenez pe zid, pe tavane, pe St. Paul, deasupra, pe și underground. În spațiile se poate RAF, asta sunt niște mine din regiunea Ruhr în Germania și acolo toate spațiile astea gigantice au fost reconversate cultural. Sau în spațiile astea, uite, impecabil, ăsta e muzeul de artă macro, modernă din Roma. Sau câteodată pe geamuri, deci nu las galeria goală și lucrez pe diviziunea dintre galerie și spațiu public. Asta e Bloomberg Space din Londra. Și asta eu am în ultima vreme, sunt grijuliu cu transparența asta. Asta e Centre Pompidou în Paris și am desenat pe zidul ăla, deci nu trebuie să iei bilet să vezi expoziția mea. Poți să stai pe burtă în fața muzeului. Așa, deci ziduri albe, negre, albe, negre și gri. Spații de astea, asta e Muzeul de Artă Modernă în Toronto, deci spații consacrate, gigantice, nu știu ce, sau astea modeste, astea e cantina muncitorilor din Bristol. Și le-am făcut un ziar ca să nu citească numai tabloide. Nu știu. N-am avut succese, dar ălea de pe zid au funcționat, la ziarul nu. Cred că n-am făcut bine, trebuia să studiez. Asta e un proiect foarte interesant. Aici am fost invitat de un alt artist. În Anglia, de fapt, cred că în foarte multe din țările occidentale există, de câte ori construiești ceva, 1% din bugetul construcției intră în artă. Și ăștia în Anglia, în Bristol, n-au luat aia să facă sculpturi cu 1%. Au invitat un artist în rezidență timp de 3 ani cât au construit ei un mare mall. Și ăsta, la rândul lui, a invitat alți artiști. Și a fost extrem de interesant că erau vreo 70 de naționalități între muncitori. Apropo, cantina era ținută de un român. Bun, și câteodată fac așa în exterior, asta este un centru de artă contemporană din Kosovo, deci din țara care nu e recunoscută de către țara mea. Și aici e o problemă identitară, că asta e o țară construită artificial, e ținută de trupe NATO și UN. Și atunci asta este, cum inventez pentru o țară, nu? Trebuie să ai băutura națională, planta națională, animalul, numai banca e internațională. Gândiți-vă că Iugoslavia, când s-a dezintegrat, fiecare din țările a trebuit să-și inventeze astea. Care e animalul național al Croației? Bun, să mai fac spații media, deci sursa din care eu fac desenul devine background și se transformă un pic în altceva. Asta e în Galeria Kaufmann Repetto din Milano. Sau că aici este un proiect pe care l-am făcut la Lombard Fried Projects în New York și am desenat ultimele 100 de coperți din New York Times înainte de alegerile americane astea de acum 2 ani. Și cam așa arată expoziția. Eu nu sunt foarte fericit să lucrez în galerii comerciale, dar lucrez cu ele pentru că vând și îmi fac primesc bani, deci primesc independență. Dar întotdeauna am o problemă cum să... Eu sunt... Arta mea e trecătoare, e temporară, o să vedeți. Și aici sunt cumva obligat să lucrez pe obiect sau ceva și trebuie să inventez niște lucruri. Nu eram super fericit cu show-ul ăsta, nu e rău, dar în fine. Noroc a venit furtuna Sandy, țineți minte Sandy? Zbang! Apă infiltrată în pereți, rupt tot. Culture versus nature.
A făcut expoziția mult mai radicală decât mi-am imaginat-o eu și galeriștii. Bun, deci eu desenez înăuntru muzeelor. Asta este doamna directoare de la Muzeul Spencer din Kansas University. Și în afara lor, asta este Galeria Națională din Sydney, Australia. Și când această chestie s-a construit, asta era canonul european impus aborigenilor. Numai că urmau să fie foarte multe bazorele pe de-aia, dar au rămas și ei fără bani. Și au zis multe spații de astea goale. Și eu am venit eu cu o cretă și am completat canonul occidental. În postmodernism poți să încorți diversi mușchi, nu e un singur mușchi. Well. Bon. Deci eu am în clipa de față una din cele mai extinse libertăți pe care poate avea un artist. Eu sunt invitat într-un loc să desenez și curatorul, instituția care mă invită, nu știe ce o să desenez. Și nici eu nu știu. Știu anumite chestii, dar nu știu ce se va întâmpla acolo și ce desenez. Și acum deja am o practică, deci cam 50% din desene sunt vin din alte proiecte. Și pe urmă trebuie să inventez pe loc într-o săptămână încă 50. Și nu tot timpul merge. În fine, e o zdroabă, tot timpul e supus, asta face și expozițiile interesante. Dar libertatea asta pe care o am, nu? Umplu ăsta, ăsta e MoMA New York Punk, ăsta 3 săptămâni, umplu zidul. Deci cecul ăsta înalt care mi se dă are un punct final când se termină expoziția. S-a dus posteritatea. Deci ea se șterge. Deci desenez. Și urmă, end of game, boom. Deci mă pictează, mă spală și câteodată mă șterg cu picioarele. Asta e Bienala de la Veneția în 1999, am desenat pavilionul român. Expoziția are 6 luni. Mai și plouă. Și după o lună jumătate așa, consumul artei, nu? Consumatorul de artă a modificat proiectul. Deci a trăit cumva starea asta de temporalitate pe care o am, a trebuit să o includ, sau în anumite proiecte am inclus-o. Asta e tot Veneția, dar 2007, niște ani mai târziu, un pavilion internațional. Deci am fost recunoscut ca valoare internațională. Și aici, cine nu e familiar, asta e cea mai mare expoziție de pe planetă. În vernisajul de presă, la profesional, vin vreo 3.000 de specialiști, toți directorii de artă, de muzee de artă din lume, toți șefii de reviste de artă din lume, curatorie, toată lumea, crem de la crem. Deci vin oamenii care au, viața lor e dedicată înțelegerii, privirii și, înțelegerii artei. I-am făcut un desen cu cărbune, nu era fixat, au venit specialiștii. Și după venisaj, așa până la înălțimea, așa, până pe la umăr, așa. Well, nu era atât de... Ne-am dorit neapărat așa de ironic, deși eu, pentru că am un stil de desen care nu e graffiti, dar poate fi foarte ușor înțeles ca graffiti, nu e nici cartoon, e un desen care cumva mixează lucrurile astea. Mie mi se dau spațiile astea ingrate, în care altă artă nu poate intra. Coridoare, casa scării, geamuri, la Budă nu merg. Acolo sunt alți artiști. Și cumva intenția mea a fost și chiar a mers să arăt ce fragil e demersul artistic. Adică dacă nu ești atent,
să ducă. Câți oameni sunt creativi în orașul ăsta de care nu o să aflăm niciodată. Sau poate i-am văzut, dar nu i-am văzut. I-am șters cu umorul, nu? Am fost neatenți. Bun, și asta e invers, acum o dispariție invers. Asta e Tate Liverpool și am ca un blackboard, ca la școală, așa. Lecția la școală pe tabla neagră și pe urmă am lăsat cretă să vină răspunsul studenților și a venit. Și am avut o depresie în prima săptămână, că eu fac desene inteligente și răspunsul e I love Jenny. Well, let's meet Jenny. E ceva foarte interesant că trăim într-o epocă asta foarte vizuală, când suntem mici, avem 3, 4, 5 ani toți, n-avem nicio frică de hârtie, știm să desenăm și când împlinim 10 ani nu mai știm. Nu mai știm decât să replicăm. Suntem niște plagiatori, replicăm modele, desenul de poșetă, desenul animat, nu mai știm să creăm. Și atunci lumea când e pusă în condiția să răspundă vizual, nu știe cum. Și răspunde toilet aesthetics, puțe, chestii. Acolo unde e liberă, nu? Ești la Buddha, ești liber, nu te vede nimeni. Sau pur și simplu așa, nu știu, replică. Dar nu toată lumea, suntem inegali. Și nu, asta nu înseamnă că nu, toată lumea are capacitate. O dovedim când suntem mici, orice desen de copil e mișto, oricare. Deci venim cu limbajul ăsta cumva. Well, când s-a umplut foarte tare chestia asta, lumea a trebuit să fie inventivă. Și deci asta m-a impresionat și m-a calmat. Pentru că nu mai era loc să desenez cu cretă și atunci au desenat cu scuipat, cu fluide personale, cu corpul lor și foarte multe formule interesante, s-au jucat cu alburile și am mai relaxat. Deci cumva înveți din ceilalți și asta a fost foarte bine. Adică am zis, bun, e în regulă, se pot lucra cu chestia asta de acum încolo. Bun, și asta e o altă ștergere, vă arăt. Deci eu am incorporat asta, dispariția, e parte din proiectul meu, cel puțin o parte, o să vedeți și altceva. Asta e galeria Michel Rond din Paris, așa arăta la vernisaj și eu în fiecare zi după vernisaj am stat o lună și jumătate într-o rezidență, am pictat, am șters niște desene. Deci dacă veneai în ultimele zile, nu prea mai vedeai pereții goi. Și acum varianta comercială a dispariției. Asta e galeria Gregor Porna din Berlin, cu care eu lucrez de niște ani buni. Am făcut un desen ca la Veneția pe vremuri, dar de data asta pe material solid, pe linoleu. Și dacă era interesat să cumperi un desen, venea galeristul cu un cutter, țac, țac, țac. Și era, uite, succesul, așa arată succesul. Deci chiar dacă, cum să zic, unul din punctele mele principale în ceea ce fac e temporar, e o apariție, un fel de performance, ca asta acum, e inevitabil că în creația asta și mersul ăsta rămân niște lucruri. Asta e instalația care am făcut-o în prima mea rezidență americană, am făcut-o o chestie de câteva sute mii de desene care se cheamă Postcards from America. Deci asta e pe... sunt desenate pe hârtie, asta e la începuturi. Se pot împacheta și duce. Asta era o formulă. Asta e o altă formulă, asta e un show pe care am avut la Moderna Museum din Stockholm. Ăștia au 180 de locăre ca să-ți lași bagajul să vezi muzeul. Deci am pus câte un desen în fiecare locăr, 5 coroane, aveai show-ul tău personal. Și asta există ca desene, nu s-au șters. Asta e o expoziție, am făcut o expoziție pe fax.
N-am putut să ajung, tot în Kosovo era, nu zbura decât un singur avion și în ziua aia a nins. Așa că le-am spus, eu îmi fac și le-am trimis desenele în fiecare zi. Mai trimiteam câte un desen și le puneau pe perete. Ăla era show și pentru că în Kosovo la vremea aia, da, și acum. Câteodată nu e curent, deci nu ajungea. Așa că au ajuns o parte. Iar la vernisaj, trupele românești de menținere a păcii și-au salutat compatriotul. Iar asta e o piesă făcută acum un an și jumătate, un pic mai complexă. E în Centre Création Contemporain din Tours. Deci au finanțat instalația asta. Eu pentru că replic desene, nu mai știu când le-am făcut. Deci poate să fie un desen din 1991 pe care eu l-am tot repetat și e datat acum 2014 pentru că l-a văzut cineva într-un ziar sau pe un zid acum. Și am făcut o arheologie proprie, pentru fiecare an de creație am făcut o sticlă și am redesenat desenele din anul ăla. Așa arată. Și a fost și ideea asta ca un fel de, e un desen obiect, așa cumva așa un 3, glasnost, un fel de 3D. Și deci n-am plănuit ceea ce va urma, dar asta a fost la venisa și mi-a plăcut foarte mult că lumea nu vedea, că trebuie să vedea pe sine, așa. Trebuia să te chinui să vezi. Să suprapui desenul pe pieptul cuiva, așa. Deci aia există ca instalație, are 23 de sticloanțe de la Marie într-un depozit și probabil că va termina într-o colecție de muzeu. Iar asta e Biblioteca Națională Tehnică din Praga, pe care am desenat-o în 2009, am terminat, cred că un an jumate. Eu am făcut parte din proiectul de arhitectură de la începutul, deci arhitecții cehi au imaginat această bibliotecă, nu cu Samsung pe ea, ca asta națională, ci ca un obiect în sine cu arta incorporată. Și principiul acestei construcții a fost transparența. Ce vedeți colorat sunt tensiunile, planul de tensiune ingineresc dintr-o construcție și ei l-au transpus în linoleu. A avut un grafician care a făcut, totul e la lumină, dacă ușa are 1,40 m, scrie pe ea 1,40 m înălțime, sunt numerotate treptele, toate datele tehnice ți devin ilustrație. Și așa și desenele mele. Deci repertoriul meu de desene din ultimii 20 de ani e aici. Și am făcut asta și am acceptat cumva, principiul meu e, eu îmi șterg instalațiile pentru ideea de a le reface mai bine sau de a avea șansa să le mai desenez odată. Eu în 1990 aveam niște credințe și astăzi am altele, social, politic, am evoluat. Și atunci am cum să refac această viziune. De asta tot desenez și șterg, desenez și șterg. Da? Eu aici le-am fixat pentru că am ales astea care au... În timp, unele din imagine pe care le produc devin, să zicem, clasice. Lumea le poate recunoaște și mai târziu sau se identifică. Și aici ai tot repertoriu. Și o bibliotecă. Îmi imaginez că citește unul o carte de aia groaznică, de inginerie, nu știu ce. Și pe urmă ridică privirea așa și... Deci am o funcție socială aici. Așa. Deci... Conceptul meu e de a face o artă care trece. Da? E, indiferent ce vreau eu în lumea asta, lumea asta și ea vrea ceva cu mine. Faceți cunoștință cu artistul american Brent Birnbaum. Am primit acest e-mail și zice, domnul Dan, eu sunt Brent din New York, mi-am tatuat un desen de-al tău pe piept. Well, Brent e un artist foarte interesant, New Yorkez, are vreo 9 desene, nu ale mele, de la diversi artiști, ce-i place, colecționează pe corp. Și extrem de interesant și oarecum conceptual, plecat așa dintr-o chestie tinerească, dar a ajuns conceptual. Și atunci am, în fine, m-am mai relaxat. Că mă gândeam dacă ăsta e serial killer, bine să... Și ales și un desen mișto. Bun. Deci,
Între timp ce am ajuns eu la practica pe care v-am arătat-o, lumea din jurul meu s-a schimbat, da? Deci ăștia suntem noi, suntem prinși. Ne-au prins cu cablurile, cu interneții. Asta e locul unde am expus la Bienala de la Istanbul în 2005, era mai hardcore, așa, cum e aici o proclădire din Lipscani, încă ne-hipsterizată. Și asta e acum. Deci e cozy butic. Asta e lumea, nu, în care trăim. Exploatare și... Iar ideologia comunistă în România a fost înlocuită de asta la altă, consumistă. Nu? Coada la carne, la ce rămâne după ce ai halit carnea. Eroii cei noi sunt mereu contextualizați. Iar locul Tiananmenul, Tahrirul românesc, well, cel mai bun loc, nu? Și corpul femeii și al bărbatului care a schimbat istoria în țara asta sunt advertising tools. Iar visul întrupat al dictatorului a devenit semnul democrației, nu? Așa răspundeau artiștii în vremea comunismului, erau foarte curajoși. Așa răspund acum, the biggest show on earth. Well, deci începe cu, ocupă Bucureștiul, simbolul ăla și pe urmă ocupă România și pe urmă și frigiderul dumneavoastră. Aia ne reprezintă, da? Îți trebuie 5.000 de corpuri să o înconjori. Asta de la Salvați Roșia Montană, da? Unii salvăm. Deci trebuie să, ca să răspunzi monstrului, ai nevoie de o capacitate de organizare remarcabilă. S-a mai întâmplat o singură dată în istoria recentă ca casa asta să fie înconjurată. Asta e în 1996, când se cerea acces la trecut în arhivele securității. Și după cum vedeți, n-ai voie să calci pe iarba din fața zidului, din fața casei. Deci așa arată raportul între ceea ce credeți dumneavoastră și ceea ce sunt ei. Deci Roger Waters ne-a promis că zidul va cădea, dar n-a căzut decât în concertul lui, nu? După 25 de ani, zidul ăla încă se pare o proprietate publică. Nici măcar zidul nu l-am dat jos. Și când lucrurile nu puteau să meargă mai prost, iată și Twin Sister. O altă viziune care se face în zid, se zidește. Bun, asta e lumea în care trăim, ziduri. Da? Ăia săraci, n-ai soluție, tragi un zid. Ăia care au apă și ăia care n-au apă. Bun. Deci mi-am scos tatuajul. La 10 ani după ce l-am făcut... În 2003 am avut niște sesiuni laser, care nu sunt dureroase, doar că faci febră după. Și am scăpat de contextul local, am devenit artist internațional. Să mă ocup de problemele mari ale lumii, care sunt astea. Ideologia fascistă s-a reîntors. Și societatea din care eu vin nu era de stânga, mi se spune. Sau nu era destul de stânga. Bă.
Deci dacă ai creștere economică, nu contează restul. V-am zis, vei fi protejat. Well, dacă sunt momente proaste în viață, renunț la ultimele două beri, nu? Și asta este strategia pe care toată lumea o are, austeritatea, nu? Austeritatea... Bun. Astea sunt revoluțiile noastre. Duminică. Vreo 1000 de oameni în decembrie 1989, 30.000 acum. Toată lumea are adevărul, nu? Să votăm, să nu votăm. Fiecare are dreptate. Deci, revoluții inteligente. Asta e. M-au contrazis și așa cu Maidanul în Kiev. Da, teoretic, revoluțiile de azi se fac altfel. Asta de la greci. Leagănul democrației. Nu-i interesant? Tocmai Grecia... Toate cuvintele pe care e bazată teoria politică au rădăcini grecești. Deci. Și atunci, din cauza caracterului pe care eu l-am ca desen în sine și din cauza felului în care lumea s-a mișcat în rândul meu, am devenit cumva, sau am fost împinsă într-o postură mai activistă decât mi-aș fi dorit. Eu sunt un comentator. Și am început să comentez pe noile platforme care sunt astea, social media, și comentariile pe care le-am făcut astea când așa au ocupat studenții universitatea, au început să fie direct luată și folosită. Și în cazul Occupy University, la Cluj și la București, eu am pus extrem de impresionat, pentru că oamenii au downloadat de sână de pe net și le-au pus în jurul amfiteatrului. Deci am făcut unul din cele mai importante expoziții ale mele, fără curatori, fără muzeu, fără critic de artă. Direct cu publicul. Și fără să hipnotizez publicul noaptea. Bun, pe urmă a apărut povestea asta, nu? Demonstrațiile pentru Roșia Montană, deci pe un subiect ecologist... Și mai mult decât atât, lumea s-a putut identifica și a putut sta pe stradă popă lângă anarhist, etc. Deci din primăvară până în iarnă, din toamnă până în iarnă, pentru prima oară după foarte, foarte mulți ani, spațiul public s-a colorat cu altceva decât reclame la pastă de dinți și whisky. Deci de la... Și a devenit global. Asta e pentru prima oară în istoria României. Deci oamenii au protestat global pe toată planeta. De la Woodstock, aia e piața Tiananmen acolo, și ăsta e la stadionul de fotbal. Deci în aer, sub apă și la Woody Harrelson. Și am comentat lucrurile astea. Eu de la distanță când sunt plecat în expoziție, de la distanță văd fenomenele astea și pot să le formulez mai relaxat decât dacă ești în mijlocul protestului. Well, și oamenii le-au dat jos și le-au prins coace de tricouri și s-au dus la revoluție. Poate vă recunoașteți pe aici, să ridicați mâna în aia. Și pentru mine a fost ca un fel de narcotic. Deci am fost a drawing provider. Ai ceva cu chestia? Well, asta e în Londra. Asta e la Parigi. Deci am încercat să sintetizez foarte scurt despre ce e vorba la Roșia Montană. Ca niște băieți să scoată niște aur, rad patru munți. Deci care e prețul unui munte? E simplu. Ce alegi? 10 ani de exploatare sau e 100 de ani cât stă lacul cu cianură după? În țara în care niciun drum nu rezistă o iarnă.
Cine îmi garantează mie în țara asta că un baraj unui lac plin de otravă rezistă 100 de ani? Adică aici nu e de vorbit, aici sunt lucruri dure, grave și corupție generalizată. Paisprezece ani rezistă oamenii la Roșia Montană și după 14 ani lumea și pe stradă și-a aflat toată țara despre ce e vorba, dar de 14 ani e ca în filmele cu cowboy. Se luptă unul cu aia cu pălării negre, știi? Adică cu jeepuri. Well, despre asta e vorba. Ăștia pe stradă și-au spus cuvântul, suntem împotrivă. Ăia de la guvern pe sub masă, vorba primului ministru, ca prim-ministru facem exploatarea, ca deputat o să votez împotrivă. Deci pentru mine a fost exact asta. Ce fel de calitate a democrației avem noi aici? Eu nu spun că lumea care protestează are 100% dreptate. Eu spun că oamenii și-au spus cuvântul. Tu dacă ești putere economică, politică, ești și crezi în acest proiect, convinge-mă. E acolo un gagiu de la care pleacă rezistența, Eugen David, care n-a vrut să-și vândă. Ați văzut Erin Brockovich, filmul? Ai. Ăla n-a vrut să-și vândă pământul. Și a zis el de acolo, niet, nu pleacă. Și din jurul lui s-a constituit. Și acum vreo săptămână am avut o expoziție în Elveția și l-au luat într-o conferință. Era despre lucruri de genul ăsta, rezistență. Și să-l ia Skype pe domnul Eugen David din Roșia Montană. Și a zis, dar vă rog nu la 7, ci să punem la 8, că la 7 vin vacile. Adică aia e chestia ăștia. Vin vacile, nu parlamentul și afacerile voastre de căcat. Well, deci am făcut și chestia asta pe un zid lângă Teatrul Național din Sibiu, în cadrul festivalului de teatru, care e destul de celebru, și când e Festival Internațional de Teatru în Sibiu, se pot face tot felul de lucruri. Adică pe umbrela asta, cumva, toată lumea e mai tolerantă, de la jandarm la public. Eu am primit un zid așa, care e destul de mare, mai așa, și l-am făcut ca un fel de gazetă de perete. Am făcut un ziar din zidul ăsta și am adăugat timp de un an de zile ce se întâmpla în lume, în Europa, la noi. Europa e că aia din centru e Germania. Asta e contribuția României la Uniunea Europeană. Și pe urmă am invitat artiști care fac stencil sau nu neapărat artiști, oameni care lucrează street, în stradă. Mie îmi place stencil, îmi place povestea. Deci nu tag, nu lucrurile astea care ocupă și care au alt rol. Și am invitat tot felul de oameni, nu numai și un curator care cunoaște scena asta, și am incorporat aceste statement-uri timp de un an de zile. Am avut o colecție de și din România și din străinătate. Asta e secțiunea cu Istanbul, care s-a petrecut între timp. Asta e o secțiune care ține de centru și margine, că lângă Sibiu, la Rășinar, s-a născut Cioran și îi se cacă ciorile în cap bustului oribil de acolo. Și de fapt asta era ideea principală asta a cetățeanului, care a trebuit să fie în prim planul guvernărilor locale și naționale. Iar ăștia sunt voluntarii Festivalului Internațional de Teatru. Și asta e căderea în viitor. Well, ca să terminăm. Deci eu condensez niște lucruri complicate în trei linii. Și asta automat înseamnă că vulgarizez un subiect. Și ca să scap, sau în fine, trebuie să-l forțez semantic cumva. Și atunci, ca să scap de asta, încerc să mă uit la el din mai multe unghiuri ca asta. Deci burca pentru unii oameni e semn de represie, de submisie, de control al corpului femeii, da? Dacă te uiți din
un gălălalt în care vii să democratizezi, când vine democrația, vine și cu site-urile porno. Right? Ceea ce e înțeles în general ca și critică, ca consumism, capitalism, nu știu ce, în partea altă poate fi semn de rezistență. Ăsta se fardează sub burcă, ca statement. Deci, dacă kamikaze invită pe doamna în burcă la un date, așa arată, nu? Și acum să trecem și în partea altă. Dacă un Ku Klux Klan o invită pe... Deci e posibil că tot ce ni se întâmplă și toate neînțelegerile și toate disjuncțiile astea să fie rolul doar unei educații, a unei culturi. Deci asta e burca în Finlanda. Acolo toți sunt... Well, vă mulțumesc!